Salutare, bine ați revenit! Azi vorbesc cu Ciprian Ștera despre puterea disciplinei. Bună, Ciprian, îți mulțumesc că Bună, Madalina, bine te-am găsit, cu mare plăcere! Și spune-ne, Ciprian, un pic despre povestea ta. Care este povestea lui Ciprian Ștera, dincolo de ceea ce faci tu sau, nu știu, okay. Povestea ta? Hai să vă zic ceva simplu așa, să nu ne lungim, că povestea mea am povestit-o în multe clipuri. Hai să zic cine nu sunt. Nu sunt niciun expert în niciun domeniu. Nu sunt vreun businessman foarte experimentat, nu sunt vreun guru, nu sunt vreun ăsta care a venit să dea sfaturi pe ceva. Sunt un om simplu cum ești și tu, care a ales să trăiască viața asta, cum zicea oia în reclama aia, scot maxim din combinația asta, știi? Adică nu, să nu scape nimic. Și am trăit toate experiențele și pe care le-am considerat la vremea respectivă bune, rele, împuternicitoare sau nimicitoare. Pe toate le-am trecut prin ele și am adunat sub centură o grămadă de experiențe din care am tras și am învățat mult și m-au făcut băiatul ăsta care sunt astăzi și am venit să mă prezint în fața ta. De la afaceri, la hoții, la învățat, la citit sute de cărți, la studiat 5 limbi, la învățat chestii de muzică, de instrumente muzicale, de călătorii, de le-am făcut și le-am trăit pe toate, experiențe psihedelice, călătorii prin unghiuri întunecate ale minții și căutări de libertate și înțelegerea universului. Na. Da, deci te-ai experimentat cine ești tu cu adevărat. Cred că de la întrebarea cine sunt eu cu adevărat, așa am început eu, am început să merg spre, le numesc evenimente empirice și a experimenta exact și a explora din plin viața și rezonez cu ce spui tu, că și am experimentat-o în fel și fel de moduri și de trăiri și prin călătorii, prin călătorie psihedelice le-am experimentat. E, tot aud acum că e un termen ăsta cu noaptea neagră a minții și noaptea neagră a sufletului și că a trecut multă lume în turbulența ultimei perioade. Și zic, fraților, am trăit multe de astea și am murit de 3 ori. Adică am avut morți care eu zic că am murit și am înviat altă persoană de 3 ori în viața mea, așa, negru pe alb și poate chiar de 4. Da. Doar așa putem pune pe masă și putem, după ce integrez lucrurile, pot să dai. Da. Și pentru tine puterea asta a disciplinei, de fapt, ce înseamnă pentru tine disciplina? Disciplina, în primul rând, ales să vorbim de disciplină, sunt cel mai indisciplinat și am fost tot timpul indisciplinat. Disciplina pentru mine ce înseamnă că mi-am dat și eu seama, bă frate, stai că sunt prea nedisciplinat sau așa, n-am cum să-i dau înainte, nu pot să-i dau așa după ureche toată viața și să-mi bag picioarele când n-am chef și să le las așa, știi? Pentru mine disciplina se reduce la un singur lucru, la faptul că eu sunt cel mai aprin judecător al meu, dacă vrei să zici, și nu mă las niciodată pe mine, nu mă slăbesc. Și asta, exact asta îmi dă o disciplină să pot să pun lucrurile, să merg într-o direcție, să pun una peste alta, încât să se vadă că am făcut și eu ceva și am trecut pe acolo, știi? Dar doar prin asta, nu mă las niciodată pe mine să dorm pe mine prea mult, că îmi dau seama, bă frate, ce căcat faci ăsta, n-ai făcut nimic de 3 zile sau stai și dormi, știi, o de asta care vine și mă, tot eu sunt, e o parte mai deșteaptă a mea din mine, care zice, bă băiatule, stai un pic, nu, de așa că n-ai unde să, știi, și asta e, asta traduce, se traduce în
în disciplină în viața mea. Și într-adevăr, tu când, cât le-ai visat tu ca să le aduci și în realitatea asta, orice ar însemna pentru tine, disciplina trebuie să o ai cumva. Trebuie să o pui ca să faci acțiunile de zi cu zi. În rest, am fost genul care a îmbrățișat haosul și a încercat să prindă ceva, to get a grasp from, ceva din haosul ăla, știi? Da. Eu cred că de acolo începem, de la haos sau de la a înțelege și ce e indisciplinat. Și de fapt la mine așa a fost, că am conștientizat și când mi-am dat seama că sunt indisciplinată, atunci a apărut claritatea cum vreau să fiu. Vreau să fiu disciplinată, dar de ce? Pentru visele pe care vreau să mi le îndeplinesc. Și vreau să întreb care sunt avantajele de fapt disciplinei pentru tine. Avantajele disciplinei sunt că materializezi mult mai rapid lucruri. Poți să trăiești într-o lume închipuită din care să nu materializezi nimic, sau prin a face acțiuni concrete, disciplinate. Dacă disciplina sună foarte comunism, n-a avut cum să-mi placă, știi, că e disciplină, tată, știi, e dragi tovarăși. Și la mine, da, și la mine eu, na, dacă am fost tot timpul, am avut libertatea asta și rebeliunea împotriva orice, ceea ce m-ar scoate pe mine din presupusa libertate, imediat m-am înfiorat. Știi? Dar da, într-adevăr, uite, un alt lucru la care se reduce disciplina, ca să nu mai sune așa comunist, la ce vrei tu de fapt să obții cu disciplina și la iubirea de sine, că cum am zis eu, că sunt cel mai aprig judecător al meu și nu mă las să fiu indisciplinat, deși mi-e foarte ușor să mă duc în zona aia. De ce sunt cel mai aprig judecător al meu? Tot din iubirea mea de mine și a nu mă lăsa să fiu mai puțin bun decât aș putea să fiu, știi? Da. Și atunci asta iară e ca o busolă care mă recentrează. Stai un pic, ce pun în viața mea? Ce fac? Ce pui și ce lași? Da, da. Că aici mi-am dat seama că ok, ce pun și ce las în urma mea? Pot lăsa haos sau pot lăsa un pământ în care e roditor, se înflorește. Da. Și aici mi-am dat seama că ce se întâmplă cu mine. Da, da. Super frumos. Numai să nu fie, eu am încercat, eu de când am început pe un curs a lucra cu mine, să fie, nu știu, 12-13 ani, din care am început serios organizat pe treaba asta. Bă, vreau să mă fac băiat mai bun, om mai bun, da? Wow. Și atunci îmi impuneam la multe lucruri pe care le-am învățat, nu știu, am practicat vise lucide sau am lucrat să-mi îndrept postura și anumite abilități sau pe un orice fel de skill, aveam nevoie de disciplină. Dacă eu vreau să fac lucrurile astea, trebuie să-mi pun. Dacă vreau să, nu știu, pătrund în zona de vise lucide, că asta mi-a venit, trebuie să scriu în fiecare seară niște chestii, chiar îmi trebuie o disciplină pe care trebuie să o fac în fiecare zi, că altfel nu merge, pana mea, cât aș vrea eu, nu merge, știi? Cred că să le aducem conștient. Da, și atunci a fost o luptă cu mine, pentru că pe de o parte vreau lucrurile astea și mi le doream în viața mea, dar era ceva care mă scotea din zona mea. Și atunci nu mi-a ieșit până n-am reușit să fiu mai blând cu mine, că dacă mi le tot băgam pe gât, făceam 10 pași înainte și da, frate, mergea, dar dacă era atât de forțat, până la urmă îmi luam mâna de pe el și când îmi luam mâna, îmi luam un an mâna după el, nu că am lucrat eu 10 zile cu disciplină și după aia un an pauză, că nu funcționează, știi? Uite, în continuare sunt, poate că n-a ajuns să fie o asemenea mare dorință și nevoie în viața mea, dar sunt foarte indisciplinat în ceea ce privește muzica, că îmi place muzica și am început trei instrumente muzicale anul trecut sau cu 2 ani. Cu 2 ani mi-am luat și saxofon, care am făcut 6 luni, super. Nu 6 luni, cât ana mi-am făcut? 2 luni, 3 luni am făcut lecții și după aia m-am lăsat, l-am mai atins, dacă nu eram cutie să punea praf pe el, știi?
Iar nu mă cert, nu zic, bă, idiotule, ai dat banii pe saxofon, stă de 2 ani de zile acolo, ofițar disciplina să fie, nu ești bun de nimic. Zic, nu, frate, că el e parte din mine, muzica e parte din mine, eu știu că o vreau în viața mea, când o să, când hotărăsc că e, chiar pot să-mi ofer bucuria și vreau să-mi ofer, atunci o să-mi ofer, așteaptă de vreo 10 ani, poate nu o să mai aștepte, dar uite, văd că sunt lucruri care au așteptat, că eu mi-am și dorit o grămadă de chestii și chiar îmi trebuia multă disciplină. Sunt multe lucruri care n-am fost disciplinat cu ele, le-am lăsat în urmă, au revenit la suprafață și le revăd în noul meu aer în care pot să-mi ofer mai multă libertate să le fac, un pic de disciplină și se vede. Da, eu cred că aici e nevoie de răbdare, tu cu tine, acceptare, da, și da, scrii undeva sau faci, ai un... Am fost câțiva ani în care am ținut jurnal și asta era o disciplină, știi? Da. E mișto, acum iau jurnalele, cred că am, de când m-am întors din perioada de la Ayahuasca, n-am mai scris în jurnal, nu știu de ce, dar atunci m-am oprit pur și simplu de scris. Când m-am, după ce m-am întors, că până atunci am scris și tot timpul cât am stat acolo am scris în jurnal. Și asta era o... Devenise o corvoadă până la urmă. Nu am zis că scriu un jurnal în fiecare zi, scriu un jurnal în fiecare zi, mamă. Da, frate, da, dar e chiar util câteodată, nu știu. Tu m-ai chemat acum, noi vorbim de aici, disciplină, poate îi convin pe oamenii ăștia să fie mai indisciplinați. Nu știu dacă iese. Da, e nevoie să fiecare să se conecteze exact cu interiorul lui și eu am o metaforă în care zic că mărul sau fructul va și cade din copac când este copt. Deci fiecare avem timpul nostru și da, exact. Eu am conștientizat că școala pe care o facem noi, gen școală normală de mici, da, pleci de la clasa 0 și ajungi la facultate, master, oricum ce alegi. Așa e și o școală spirituală. Da. Și ceea ce ale, adică nu am cum, că am și eu voiam la fel de la clasa 0, gen, sau când am început, cum am simțit eu, să imediat să fiu logată la liceu, facultate, repede să le știu eu pe toate, să le fac. Să... Acum ai trăit, nu știu câți ani, nici nu contează, dar să zicem că ai trăit 20 de ani într-un fel și după aia hotărăși, nu mai schimb asta, trăim în felul ăsta. Bă, stai, tata, că ai 20 de ani, ai făcut lucrurile, uite așa. Da, exact. Știi? E un proces, e un proces de decondiționare, că aia s-a întâmplat acolo, de fapt. Te-ai condiționat să faci lucrurile într-un fel, să gândești într-un fel, să răspunzi într-un fel la ce vine din afara ta. Apoi e decondiționare, dezvățare mai întâi decât învățare. Desobișnuință la mine a fost, de a face alte lucruri, de a intra într-o altă zonă și acțiuni de convergență sau nerezonabile. Și vezi când îți intră astea, că ele sunt ale tale, tu asta trebuie să înțelegi, dacă când ți le dorești, când îți dorești ceva, bine, deja e al tău, că dacă nu era al tău, nu ți-l doreai. Corect. Nu doresc ceva ce nu e toată, știi? Și atunci... Nu mai știu ce vreau să zic. Da, e atunci când vibrez cu acel lucru, pentru că cartea pe care am scris-o anul trecut și va fi acum lansată în martie, scriu exact despre a vibra cu lucrurile care sunt pentru tine. Dacă eu vibrez cu lucrul ăla, înseamnă că ok, la un moment dat el se materializează, se 100%. Manifestă. Da. Important e ca eu să-mi dau răbdare, eu cu mine, să am răbdarea în care să înțeleg fiecare etapă, fiecare curs. Și asta se aplică foarte bine și invers. Dacă ție nu-ți place un lucru la tine și vrei să scapi de el, înseamnă că nu e al tău. Da. E exact cum, băi, vreau ăla și e al meu, frate. Bă, ăsta îl am aici, uite, cum nu e al meu, că e al meu, uite-l, e în mine, și nu vreau să mai fie așa, nu vreau să mai fiu așa. Frate, nu e al tău, ai fost convins că e al tău, potolește-te. Înțelege chestia asta. Dacă tu atât de tare vrei să nu mai fii așa și totuși ai convingerea că ești așa, dar nu e al tău. Renunță la convingere, la condiționarea care te-a dus în punctul ăla. Da, da, da. Mergi spre ceea ce vine din partea asta inimii, că e mult mai profund, e dincolo de ce spune mintea. Asta mi-ar plăcea ca oamenii să înțeleagă, că dincolo de ce ne spune mintea noastră, este un câmp cuantic în care
poți să creezi noi posibilități, să creezi exact de ce sufletul nostru, spiritul nostru a venit aici să se manifeste și să aibă experiențe. Și e minunat când începi să înțelegi toate lucrurile astea. Și că chiar dacă ce sună pompos, e că noi ne creăm și suntem creatorii vieții noastre. Da, da. Mintea, conversațiile când apar din minte, e totdeauna din zona, ea știe exact. Sau dacă nu știe exact, vrea să știe exact, să aibă certitudine. Sufletul nu știe niciodată exact, sufletul simte exact. Știi? Da. Și acolo o să apară tot timpul o mică confuzie când... Da. Eu în carte am numit-o bine disonanță vibrațională, în care o parte din mine spune ceva, iar altă parte din mine spune altceva, și un exercițiu pe care îl fac, pur și simplu mă așez pe scaune diferite să vorbesc cu părțile din mine, să văd care... Da. Păi știi cum e? Că dacă eu nu mă înțeleg pe mine, cum ai putea tu să mă înțelegi pe mine? Dacă eu am confuzia cu mine, asta transmit și în câmpul meu, în spațiu. Bineînțeles. Da. Se vede imediat. Oamenii, și chiar și dacă nu știu ce se întâmplă, o simt imediat. Da. S-a întâmplat ceva după plecarea din Peru? Gen, atunci a fost un shift sau ți-ai luat... Plecarea din Peru a fost una din morțile mele, cum ziceam mai devreme. A fost chiar al treilea episod puternic din viața mea. În Peru, într-una din ceremonii, am experimentat deschiderea inimii, am trăit-o pentru prima dată, să văd ce înseamnă iubirea aia pură, curată, frumoasă. Și am prins mult curaj în ceea ce urma să fac cu viața mea după, și chiar am făcut în ultimii 3 ani, de la renunțare la... de lucruri care rămâneam încă agățat în trecut, de vinovății, de rușini, de fel de fel, care chiar mă țineau foarte mult să pot să fiu, uite, astăzi aici, să vorbesc atât de liber de anumite lucruri din viața mea, știi? Da. Și a fost, senzațional. A fost un puternic, o experiență de 3 săptămâni în care am făcut ceremonie după ceremonie, lucrat cu mine în continuu, plâns, urlat, tăvălit, lacrimi de bucurie, zile întregi de plâns, telefoane date, mesaje scrise, împăciuitoare, făcut pace cu mine, arsenalul. Da, este foarte tare. Care sunt cele 5, sau dacă ai 5 discipline la care tu lucrezi? Da. Okay. Și ce îți aduc ele? Ce lucrezi în prezent? La ce lucrezi? Păi la ce lucrez de ani și ani de zile și este disciplina constantă în viața mea e respirația. Sunt tot timpul foarte atent la respirație. Unul dintre lucrurile care sunt... Cum respir, adică o atenție constantă asupra respirației, dar și câteva exerciții de respirație pe care le fac... Uneori le fac disciplinat, exercițiile astea, atenția pe care ți-am descris-o către respirație, ceva ce chiar e numai disciplină, deja e automatism, pot să zic, a devenit în urma disciplinei. Exercițiile de respirație mi-aș dori să le fac mult mai des, am niște proceduri ale mele combinate din mai multe practici și e un 10 minute, așa să zic, dimineața, cu niște inspirații și respirații puternice a la Wim Hof, dar combinate cu niște exerciții fizice, după aia cu o mică zonă de meditație, cu ținut respirația, tot pe zona de respirație. Da. Uite, acum că spun sincer, nu pot să fiu ipocrit să zic că e ceva vreme de când nu le-am mai făcut. Ce fac iară sunt când îmi simt corpul... Când simt corpul tensionat, când simt că nu e, că e o energie, că e o tensiune, iar am o anumită procedură pe care o fac diminețile. Îmi iau timp cu mine, asta e. Îmi doresc să o fac disciplinat, că așa funcționez eu foarte bine. Dacă mă prind în tumultul vieții și îmi dau seama că nu mi-a mai luat timp cu mine, trebuie să mă aduc înapoi să mă recentrez. Apropo de recentrare, o altă disciplină, și asta este dumnezeiască și negreșită în viața mea, primul lucru când mă trezesc dimineața este să
să mă întorc la mine. Să mă întorc la mine imediat, pentru că viața mea a viselor a fost cel puțin la fel de tumultoasă ca și viața din, pe care m-am plimbat pe aici. Și în fiecare noapte este o nebunie, e o nebunie, 6 noapte și am niște vise de o... Și atunci dimineața când mă trezesc sunt după altă lume și sunt... Oh, și atunci mi-au neapărat, băi, ok, cine sunt eu, ce sunt eu, ce sunt și ce nu sunt. Ce, și mă tot din destrămarea aia, că visul pur și simplu e o călătorie a sufletului care nu are nicio treabă cu corpul, ești total descompus acolo. Vine o recompunere a tot mai mic, ok, cine sunt eu, bam, am venit în corpul ăsta, ce facem astăzi, știi, și încep și împătrun ziua. Și atunci nu e nimeni altcineva în procesul al meu de dimineața, nu e nimeni altcineva implicat. Dacă doarme Aida lângă mine, nu este absolut deloc implicată. E ca și cum dimineața când mă trezesc, în secunda aia exist doar eu ca să pot să-mi pun eu centura mea de siguranță prima, chiar dacă da. am și ceva de făcut în lume. Chiar doar eu contez în momentul ăla, în primele secunde. Zona asta de discipline mă trimite foarte mult pe zona de când chiar lucram cu disciplină la anumite chestii pentru corpul meu, pentru... Da. O disciplină este cuvintele pe care le scot pe gură și aici am lucrat la disciplina asta mulți ani, mulți ani. Dacă sunt, cum le zic eu, dacă sunt cuvinte de sclav sau sunt cuvinte de om puternic, știi? Dacă... Da. Diminuare sau generare. Exact, diminuare sau generare, da. Vorbire la timpuri care nu sunt prezente, o să-mi, nu știu, foarte mare atenție la ce scot pe gură, dacă am scos pe gură, dacă mă țin de lucru respectiv, dacă mă pune într-o posibilitate de a face ceva, un lucru pe care mi-l doresc să fac în viitor, de eu, prin modul în care mă exprim eu, de fapt nu l-am și de fapt aștept să vin în 5 ani, nu, trăiesc într-un viitor prezent, aduc viitorul la pe care mi-l doresc în prezent și atunci cuvintele pe care le scot pe gură la timpul ăsta vreau să fie și am disciplina, sunt atent tot timpul, mamă, ce am zis, îmi creează realitatea care vreau sau îmi creează dorința realității pe care o vreau, că multă lume prin limbajul lor nu creează ceea ce își doresc, creează doar dorința să-și dorească cumva, vorbesc despre ce își doresc și vorbesc cu asemenea pasiune despre ce își doresc, dar nu e de fapt al lor. E doar dorința de a... Da, înțeleg, vorbești din acel loc, din locul ăla. Da. Ceea ce fac eu dimineața, bine, la fel mi-aduc eul în matcă prin a sta cu mine 15 minute sau nu știu, pur și simplu să stau într-o meditație conștientă și chiar dacă visez sau orice se întâmplă să mă aduc înapoi aici și fac binecuvântări. Pur și simplu. Ce tare. Wow. Da. Și mi-a venit, adică am reflex, pur și simplu binecuvântez ceea ce gândesc, spun și fac. Da. Dar nu mă auzi cuvântul ăsta, că vorbim de puterea cuvintelor. Da. Binecuvântez, știi? Da. Super puternic, super frumos. Da. Da, e ceva ce pur și simplu simt și vine din mine să fac asta și ca și respirația în kriyasuri, kriya în yoga, așa se numesc. Da, și da, sunt foarte puternice respirații, okay. De foc, de da, tot combinații, da. Cu Wim Hof sau așa. Da, din zona asta respirații, da. De foc e și... Da, da, da. Eu am creat acum un dans energetic flow energy pe care vreau să-l lanțe și pe ăsta și la ce fel, tare. Da, ține de e despre acoperirea ochilor, deci nu vezi și ține și de respirație și de conectarea, intri în conectarea cu tine direct, da, da. Vrei, nu vrei, acolo ești. Îți dai seama, te legi la ochi, în primul rând, da. Acolo intervine libertatea, dacă tu îți dai voie să dansezi și să-i dai o libertate corpului, ai dat, da. Libertate corpului, te duce, da. La următorul, la, da. Stace mintea și după aia ești. Da, 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 și nu este ușor să pui lumina pe tine. Da, așa acolo e, da. Da, în schimb, da, exact. În schimb, asta prin vindecare și prin transformare și așa e, de fapt, transformare din interior și asta îmi doresc ca oamenii să
acceseze mai mult transformarea asta. Dacă îi face curioși și li s-a părut ceva interesant, deci am zis exact. Eu, e posibil. Asta trebuie să înțeleagă oamenii, în primul rând, că nu e obligatoriu să trăiești exact cum trăiești acum, poți să trăiești și altfel, poate să fie și mai bine. E doar alegere, știi? Da. Da, așa e. Știu că v-ați mutat la munte și mi-ar plăcea să ne spui care este diferența în care ați trăit aici în București cu ceea ce trăiți acum și experimentați în sânul mamei naturii. Da. Mijlocul naturii. Păi, în primul rând, nu e cum așteptam, în sensul că auzi, mamă, te muți la munte, ești pe munte, ești în sânul naturii, bam, stai, ești toată ziua, faci aia, sau ești liber, frate, dacă vrei, faci, dacă... N-a fost chiar așa, m-am dus și m-am apucat de făcut chestii, am și stat, a fost o perioadă în câteva luni în care ruptura la mine a fost când a venit zăpăceala asta cu presupusa criză. Mi-a luat vreo 3 zile, nu mi-a luat mult și am zis, bam, închid tot, îmi bag picioarele, plec, numai, gata. Și după aia, adică a fost toată puterea și toată energia care a venit în momentul ăla, am luat decizia și după aia a început să se disipe energie în acțiunile de mutat, de făcut toate alea, de ok, acum chiar trebuie să o facem practic, știi? Da. Și după aia ajungi și ești, mamă, stai un pic, că nu mai este absolut nimic cum era, stai că în... Cum îți zicea mintea, de fapt, sau cum credeai că va fi experiența. Tu te duci după ce ai plecat, tu te duci după libertate și după eliberare și atunci eliberarea înseamnă și eliberarea de la așteptările minții, cum crezi tu că o să fie. Că asta înseamnă să fii liber, să trăiești fără nebunile alea de așteptări. În natură, cum să zic... Asta e prima mare diferență și primul mare plus, că sunt pe pământ, că sunt în natură și că e viață în jurul meu, că liber poți să fii oriunde, poți să fii și aici în București și oriunde, că liber ești în sufletul tău. Dar acolo, când ești acolo, îți aduce aminte foarte des să fii liber. Aici nu-ți aduce aminte, aici uiți, te pierzi în tăvălugul ăsta, știi? Și acolo e mult mai ușor să-ți aduci aminte. Ieși din casă, te uiți un pic și vezi o imensitate de munte sau de vale și îți dai seama că nu e chiar așa semnificativ. Știi? Tot stresul, tot hustle-ul ăla, tot... Că te uiți în fața la și zici, mă, stai mă că stai așa mic, dacă stai așa... E... Nu sunt, n-are rost să-mi petrec timpul dându-mi singur cu ciocanul în cap, știi, le iei într-un, îți aduce aminte să poți să faci asta mai des. În rest e viață. Yes. Depinde, când vrei să te duci la munte sau să te muți, să faci, am început în canalul meu de YouTube să vorbesc mult despre cum să treci prin procesul ăsta și cum să te eliberezi, o să vorbesc cu și ce înseamnă efectiv mers pe teren, găsirea unui teren și toate cele. Înainte să hotărăști că te duci, trebuie să vezi exact ce vrei să faci acolo și să începi să le faci, să începi să le trăiești, să nu te mai duci în 100 de direcții. Da, pentru mine intenția, exact asta e, să știi de ce vrei să te muți la munte și pentru mine intenția de a mă muta la munte sau nu cel puțin de a sta tot timpul acolo, cât de a avea o cabană, o căbănuță, este conexiunea cu natura și conexiunea pe care eu o simt atunci când sunt acolo, în munți, în natură și da, o pot face și o fac și în parc, în parcurile din București. Numai că acolo eu simt altfel de vibrație și... Da, 100%. E o conectare în care întotdeauna mi-au venit mesaje sau
altfel de mesaje atunci când am fost în munți și puterea munților și puterea naturii, eu de acolo. Acolo poți să în primul rând descarci, dacă vii, da. vedeam până să mă mut. Eram super încărcat și mă duceam, stăteam pe pământ și pur și simplu se scurgea totul. Și apoi când se scurcă, ce se scurge? Toată gălăgia de minte, că de aia e vorba, știi? Și aia tot, parcă ți le ia pământul una câte una așa. Da. Și când se face liniște, atunci vin mesajele, că atunci mesajele alea le-ar putea să vină tot timpul, dacă am fi noi pe frecvența să le auzim, da. Mesajele intuiției și ale mesajele către unicitatea ta, către genialitatea ta pe care tu poți să o pui în lume, de multe ori nu le auzi cele mai bune idei, știi? Te-ai dus la munte, dar nu e chiar așa, te-ai dus la munte, ai golit. Nu e. Da. Dar ajută foarte mult, chiar te poți să simți că din toate punctele de vedere cum vine și să te susțină. Da, visul, da. Și unul dintre visele mele este să am centru holistic la munte și este o combinație pe care vreau să o fac, să fie centru cu o cabană. Și sunt sigură că voi reuși. E al tău, ce da, ziceam. Da. Și cel puțin că mă bucur de fiecare etapă pe care și celebrez fiecare etapă prin care eu am trecut și trec. Da. Dar cel puțin știu, ok, eu îmi doresc asta și visul meu este ăsta, da, acolo și se îndeplinește. Că îl simt, adică e ceva cu care eu vibrez. Nu? Da. Super. Care sunt disciplinele pe care le ai în relația de cuplu? Acum că va veni și un nou membru în familie, și ce disciplină aveți? Disciplina, o lăsăm tot. Disciplina noastră în primul rând pe zonele de comunicare, ce spuneam și lui Vlad. Da. Să avem noi disciplina că tot timpul e curat aerul dintre noi. Dacă asta e fundația și pe asta se pleacă, nu o să fie niciodată turbulențe, să zic așa, și ne ajută mult. Disciplina în relația de cuplu, nu știu, când zici disciplina în relația de cuplu, mă gândesc la aspirator, la desprat. Da, dar e despre comunicare, adică e ceva ce e un task, da, o sarcină, și e despre comunicare. Tu, draga mea, uite, azi nu mă simt ok și disciplina e că mâine te voi ajuta, voi face task-ul ăsta. Adică, da, e un fel de... Să ne dăm voie, uite, pot să zic, avem disciplina de a ne da voie unui celuilalt să fim și în alt mod decât vreau eu să fie Aida în momentul ăsta. Și, pot să-i dau voie și să înțeleg, dar în același timp, tu știi că îmi doresc să facem asta, avem disciplina să mergem la plimbarea asta în parc joi, știi? Da. Da. Importantă comunicare, așa e, dintre doi oameni care într-adevăr se iubesc, se respectă și exact ce îi spuneai și lui Vlad, nu lași lucrurile să-ți ruleze acolo și e nevoie să le spui frumos prin a genera. Da. Tot mă gândesc la disciplină și cuplu, iar îmi sună un pic ușor agresiv cuvântul pentru cuplu, știi? În cuplu cred că mai mult decât disciplină ar fi o înțelegere constructivă, ca să zici că disciplina ea creează ceva, știi, disciplina. Și atunci tu să înțelegi, să ai o înțelegere de cum sunt lucrurile în cuplu și cum poți să construiești din aia, că un cuplu e disciplinat, un cuplu e mult mai dinamică decât disciplina individuală, la cât e de dificilă disciplina individuală. Și atunci sunt ape un pic mai în cuplu să poți tu să vii cu o idee, hai să impunem de astăzi disciplina asta, știi ce? Da. Știi? Uite, eu văd asta că uite acum mi-a venit o disciplină în care
recunoști omul și ești recunoscător pentru ceea ce face soția ta, ceea ce face ea, treburi pe care tu nu le vezi, știi. Super. Că... Uite, asta o fac, nici nu știam că o fac. Da. Uite, da, e adică o disciplină, să știi. Îmi gătește Aida și gătește excepțional, wow, știi? Și după fiecare masă... Chiar, dar îi mulțumesc, mă, ce bine am mâncat, frate, băi, îți mulțumesc pentru, chiar, e, adică, nu îi zic mersi să rămâna pentru masă și, cum ziceam, când eram mici, știi? Nu, mă gândesc, mă, ce bine mi-a picat, frate, uite, femeia asta e chiar cea care a facilitat hrănirea lui băiatul. Da, pentru că noi poate nu vedem lucrurile astea mici sau, ok, era ceva normal, dar... dincolo de asta, eu atunci când gătesc, într-adevăr îmi doresc să fiu recunoscută. Și mama, eu am observat la mama că ea, draga de ea, își dorea recunoștința copilului care poate... Eu de multe ori nu voiam să mănânc ce gătea ea. Ea intra în frustrare, în supărare, că uite mă, pui mi-am gătit și adică nimeni nu mă vede. Cealaltă persoană poate, o poate primi că bă, dar ăsta crede că e dreptul lui, nu e chiar. Și până la urmă nu e dreptul tău, știi? Corect. Chiar nu e dreptul tău, e ceva ce primești, dar nu... Da, și asta, adică pentru mine, bine, vorba ta, cuvântul disciplină, un pic așa... Da. Avem iar obișnuința să... Obișnuința. Ok, îmi folosesc cu obișnuința. Avem iar obișnuința să... Când vedem că e ceva care nu merge sau imediat să intrăm în zona aia și să avem grijă. Iar foarte important să ce văd că merge la noi, să-i dai voie celuilalt să poată să fie, dacă are o zi mai nu știu cum, să-l lași să fie fără să te prinzi în toată. E cam important așa. Și asta. Celebrarea a tot ce facem, binecuvântare și a lăsa și omul de lângă tine pentru a se recalibra, readuce. Să-și aduc aminte cine e. Da. Care sunt 5 lucruri, să zicem, la care tu ai renunțat sau renunți pentru a-ți îndeplini visele? Că eu am observat la mine ca visul meu să se îndeplinească sau un obiectiv, o sarcină pe care am, renunț la niște lucruri. Ok. Care sunt 5 lucruri? Pentru a fi disciplinat, că na, vorbim despre... Da, păi uite, renunț de fiecare dată la pâine și la gluten când îmi dau seama că chiar mă afectează, frate, mă balonesc ca un porc și mă strică calitatea vieții, știi? Da. E greu naiba să am disciplina asta, că îmi place pâinea. Chiar îmi place. Există fără gluten și poți să faci și tu. Mai, da. Zici tu, și eu tot aia mănânc. Da. E ok. În fine. Și atunci, stai un pic, mă întrebai la ce aș renunța. Ca să fii disciplinat. Exact. Asta e una. Panificație. Uneori renunț la confort, îmi place foarte mult confortul. N-am fost niciodată în viața mea leneș, n-a existat lenea în viața mea, dar a existat confortul, e o linie fină între confort și lene. Și atunci renunț la confort ca să pun în lume, că îmi dau seama cât e de bun confortul și poți să crești și în confort, crești și în adversiune și în luptă, dar eu cresc mult și eu cu mine, frate, când stau și mă observ și mă... Da. Nu știu ce să-ți mai spun. La ce am renunțat ca să mi se... să-mi aduc un... Ai renunțat la București. Am renunțat la București, da. Mamă, București mă mânca, deci era deja ceva vreme după mulți ani în care nu credeam să trăiesc într-un alt oraș, adică mă simțeam foarte legat de București, dar mi-am dat seama că mă mânca super mult și calitatea vieții crește, nu vă dați seama, pentru fete, pentru femei, uite, Aida a fost prima care mi-a spus, tu ai observat cum s-a făcut pielea de când ne-am mutat la Herculean? Se fac niște piele, mă uit cum s-a făcut pielea mea de când m-am mutat la București, că se crapă și e super uscat, din calitatea apei mă gândesc, în primul rând, și a aerului, bineînțeles.
Dar apa cred că afectează super mult pielea. Când am văzut, mamă, este extraordinar, e chiar altceva, știi? Da. Cred că și stimuli din exterior, că noi suntem foarte atenți la... Da, aici era, cel puțin când am plecat și era toată nebunie. Și acum, dacă nu sună la sirene și la ambulanță, dar ce aveți, fraților? Da. Da. Da, eu când am ajuns în Peru, în Amazon, am zis, ok, asta nu-i junglă, de ce se numește junglă? Pentru că eu stau în junglă, exact asta a fost primul impact pe care l-am avut, chiar dacă a venit frica de necunoscut. Deci în prima zi chiar am plâns foarte mult de tot ce auzeam și animalele pe care le-am văzut, o broască așa mare cu ochi mari, am văzut boa, mânca un atâta șobolan, adică life, tot Discovery acolo. Am văzut mușuroi de furnici de 2 metri, m-am speriat, zic, fuck, nu pot să, ăsta e mușuroi, da, și erau totul vulturi, pur și simplu stăteau cu... Cocoșii. Așa ziceam și eu când m-am întors și pe aici, când plecam pe la munte și reveneam în București pe vremea Omega, sau când m-am întors, te-ai întors din sălbăticie? Zic, nu, aici e sălbăticie. Asta e sălbăticia. Aici s-ar mânca ca fiarele. Da. Asta a fost sentimentul meu și de-aia zic, chiar dacă prima zi a fost wow, după am zis, ok, eu sunt aici să mă conectez cu tot ce e, cu tot natură și așa. A doua zi deja vorbeam cu broasca, vorbeam cu licuricii, cu șerpi, cu toată lumea. Da. Și da, e minunat. Super. Care ar fi mesajul tău pentru oameni despre disciplină? Despre disciplină. Cum simți tu? Mesajul meu e să faci lucruri, frate, să te pui, să te apuci și pur și simplu să le faci. Tu ești judecătorul tău și tu știi dacă te iubești și cât de mult te iubești. Când te iubești și ai decis că te iubești, asta m-aș bucura foarte mult să faci cât de repede, atunci să nu-ți dai voie să nu te mai iubești. Când nu te îndrepți și nu faci pașii către ce ți-ai propus tu că e drumul tău, când nu faci pașii, nu-i mai zi indisciplină, zi lipsă de iubire de sine, ca să fie mai simplu. Atât. Iubește-te și eu te iubesc. Și te iubesc oricum. Mulțumim, Ciprian. Cu mare plăcere. Ne revedem și pe canalul tău de YouTube. Super, m-aș bucura să vă... Super tare, am dat acolo, m-am înscris. Da? Abonează-te. Da. Și pe data viitoare cu voi, dragilor, cu alt interviu, alt om special deosebit care a luat acțiune în viața lui. Urmați-vă visele, urmați-vă sufletul și ne revedem. La revedere!